E-Class 400 electric 2024. Un mare concurent pentru Mercedes S-Class. 381 de căluți putere. Se înfige foarte bine. Display full board. Navigație 3D. Au stricat toată șmecheria. Ia vezi, Jonuțule, avem dronă de la navigație. Și cam cum se prezintă ambientalul. Hai bă că ne emancipăm și noi, bă. Cu aceste imagini superbe. Îți cu lapte, îți cu vlog, îți cu bună dimineața. Trezirea. Hăți cu bună dimineața, fraților, hăți cu o surpriză nou-nouță de la Mercedes care pune reale probleme cumpărătorilor de Mercedes S-Class. Da, ați auzit foarte bine. De ce? Pentru că acest Mercedes, testat și paratestat până la Brașov și de la Brașov până la Constanța, fraților, deja vă spunem noi că este un mare concurent pentru Mercedes S-Class. De ce? Pentru că replică aproape 1-1 confortul pe care îl simți și îl ai atunci când mergi într-un Mercedes E-Class. E400e. De la electric, fraților, este un hibrid, clasicul 3000 benzină de la Mercedes, fraților, care dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 381 de căluți putere în combinațiune cu acea baterie, pentru că acum toate mașinile sunt și ștechere mai nou, Jonuțule, însă ce este de apreciat la această mașină este că este extrem de fâșneață, se înfige foarte bine și totuși consumul nu este unul foarte mare. Ne-am speriat la primă vedere, de ce? Pentru că rezervorul scădea foarte repede în drum spre munte, însă ulterior făcând full-ul mașinii, ne-am dat seama că rezervorul e mic, nu că mașina consumă mult. Un mic minus, fraților, dacă tot suntem la acest capitol, este faptul că portbagajul, deși este adânc, vorbind de o mașină lungă, un Mercedes E-Class, fiind vorba de o baterie, care probabil este undeva pe aici, el nu este foarte adânc, motiv pentru care nu poate găzdui foarte multe bagaje. Avem un troller medium, două mici și două genți de mână. Acum voi judecați despre ce este vorba, dar haideți să nu criticăm, pentru că vreau să o laud foarte mult. Chiar merită lăudată. Fiți atenți, fraților. La pistă, Distance. Uitați-vă, vă rog frumos, la aceste stopuri noi, care până acum la noi în echipă au stârnit clinciuri. De ce? Eu am spus că mi se par foarte cool, fraților. Le aprind și mă întorc. Le-am și aprins ca să înțelegeți despre ce este vorba, Jonuțule. Eu spuneam că mi se pare extrem de sexy. Cori a zis că nu i se par wow. Pe Eddie nici nu l-am mai întrebat. Mi se pare ceva inovativ. Într-adevăr, trebuie să recunosc că îi dau parcă mașinii un aer childish, infantil, așa, ușor copilăresc. Dar pe mine nu mă deranjează. Știți foarte bine cât de mult îmi place asta. Un diffuser destul de sexy. Normal că plasticul normal nu dispare. Dacă ar fi totul negru lucios, cred că ar fi mult mai sexy. Clasicele tobe fake, care sunt de fapt doar niște tipsuri. Iarăși, ce este de menționat și de pus pe lista de aturi, niște jante pe 20 care sunt extrem de sexy, fraților, și care cred eu că ar arăta mult mai bine dacă ar avea și această muchie vopsită tot negru lucios, pentru a se putea pierde cu cauciucul. Dar având în vedere că echipată cu aceste jante mașina este extrem de confortabilă, fraților, n-aș umbla la așa ceva. Haideți să vorbim și despre botul mașinii. Ridicăm și capul. După care vorbim despre interior, pentru că acolo e nebunia. Noile faruri de la Mercedes, care cu siguranță sunt killer, fraților, deci pe mine mă înmoaie când le văd, mi se pare că le-au nimerit extrem de bine. Nu știu ce să zic neapărat despre curbura asta de jos și despre ploapele astea curbate, dar ploapa mi se pare senzațională. Nu-mi place grila absolut deloc, aș fi mers pe un Panamericana, dar nu este o mașină AMG, să nu uităm. Nu înțeleg chestiuțele astea, noile semne de Mercedes mititele puse în grilă. De ce în continuare plastic nelucios ca să arate iurea? Nu. I-aș da oricum chrome delete, aș face o neagră rachetă, lip pe față, pachet AMG, dar nu mă deranjează botul. Nu este nici wow, pentru că e o mașină standard, însă vreau să vedem ce se află sub capotă. Un bobocel de motor, fraților, pentru că este o mașină nou-nouță. Ăștia, din câte știu eu, sunt 6 în linie, niciodată femeie, greu a crede că e un Vesper, să nu vorbim prostii, dar n-are cum. Sunt cu siguranță 6 în linie. Anyways, important este că mașina aleargă și are și un consum decent. Haideți să vorbim un pic despre cum arată la interior. Nici nu e cazul să mă chinui foarte tare să laud această mașină, pentru că dacă vă uitați doar așa un pic cu ochiul liber, se vede de la o poștă că dotările ei sunt extra full, fraților. Avem absolut orice ne putem dori în acest E-Class. Mi se pare senzațional faptul că are interiorul deschis la culoare și e deschis, fraților. Este aproape alb, un lucru care mă surprinde extrem de tare. Ușa arată senzațional, iar marea inovație cu care Mercedes a venit, din punctul meu de vedere, sunt aceste detalii care au fost scoase din ușă, făcute negru lucios sau de cele mai multe ori în materialul trimurilor pe care l-ai în mașină și cu LED scafă în spate. Vom reveni după această filmare și când vom pleca spre București, când se va întuneca, să vedeți cât de spectaculos este acest E400 2024 în materie de lumină ambientală, fraților, și cum poți să-ți customizezi diferit zone de ambiental în funcție de brightness și culoare, că nu trebuie să schimbi la totul deodată. În altă ordine de idei, vin cu Acori și filmează-l. Vorbim de un E-Class care are Burmeister-ul full option, audio 4D se numește și
și se aude excepțional, fraților. Piano Black-ul care este la el acasă, napa pe bord, piele într-adevăr care nu e napa sau ce-o fi asta jos aici, nu înțeleg de ce se neacă așa la mal câteodată producătorii ăștia de mașini, dinamica pe plafon, Jonuțule, și multe alte lucruri despre care o să vorbim la interiorul mașinii, după care ne vom și plimba cu ea. Ce este de remarcat, fraților, la această mașină este faptul că are acest display full board pe care l-am împrumutat de la mașinile electrice și înțeleg că este display-ul pe care Mercedes îl va pune pe toate mașinile. Mare atenție, este un extra opțional, deci nu toate mașinile vin și cu display-ul auxiliar, care evident îți poate afișa media, radio. Ce este mai nou este că are și YouTube, dar din păcate nici pe display-ul auxiliar YouTube-ul nu merge în modul drive. Este important însă că are calitate senzațională și pe partea dreaptă și pe partea stângă, iar mașina merge sau cel puțin se simte în mers precum un baby S-Class, fraților. Lucru pe care îl consider cel mai mare atu al acestui E-Class. Volanul nou pe care l-ați mai văzut, îl știți, nu e nimic wow, nu are rotițele pentru că nu vorbim de un AMG, ferească Dumnezeu când o să apară AMG-urile de la această mașină. Varianta extra full option, nu i-am întrebat pe colegii de la Axis cât a costat. În schimb, le mulțumim că atunci când e vorba de meet and greet-uri, pentru că teoretic pentru un meet and greet am luat-o și nu este nevoie neapărat de dubă, putem să avem și astfel de mașini. Senzațional acest E-Class din punct de vedere confort, dar o să vorbim asta imediat ce vom da și o tură, o să dăm o tură din spate, pentru că vreau să vă vorbesc și de acolo din acest E-Class care se pretează și pentru așa ceva. Super bordul pe care îl știți de la EQE, EQS și alte lucrușoare, fraților, este bordul full digital care este un extra opțional, deci mașina nu vine așa din standard, să știți despre ce este vorba. Interfața arată extrem de cool, mi se pare că au mai stricat un pic iconițele astea în ideea de a le face mai androidi și erau mai expresive și mai frumoase înainte, dar cred că încearcă să se alinieze normal unor standarde. Apple CarPlay Wireless este conectat deja telefonul lui Eddie, fraților, suntem în Constanța pentru că astăzi cântăm la Lakeview. Totul este extrem de responsiv. În continuare nu înțeleg de ce Mercedes mă supără și lasă aceste două degete înspre a nu face full screen Apple CarPlay-ul. Dacă aveți cumva motivul pentru care se întâmplă aceste lucruri, vă rog frumos, lămuriți-mă și pe mine. Display-ul ăsta bestial, fraților, pe care îl știți deja de la S-Class, cockpitul digital, care are o calitate a imaginii senzațională și care vede și navigație 3D dacă ții volanul cât trebuie de sus, dacă îl cobori prea tare, ți apare aici niște semne care îți spun că trebuie să ridici volanul. Foarte fin lucrată mașina în materie de detalii, fraților, trebuie să vă recunosc. Din gama inovații la Mercedes, uitați-vă cât de cool, zice do not leave persons or animals in the vehicle. Dar ce se întâmplă, mă, cu car modul ăla pe care l-are Tesla, ca să putem să lăsăm și noi animăluțul în mașină? Anyways, extrem de fin lucrat totul, după cum vă spuneam, head-up display-ul la locul lui pentru că este o mașină full option, oglinda aia șmecheră fără cheder ca să moară popa de ciudă și un alt lucru extrem de nou, fraților, în acest Mercedes este această cameră care este în centrul bordului și care cred că este pentru siguranța din interiorul mașinii. Normal că mașina este electrică, după cum v-am bine spus, și aici avem display-ul bateriei care este cheală pentru că n-am luat la noi încărcătoarele, nu mai aveam loc de bagaje. Amintiți-vă că am văzut că n-avem tocmai un portbagaj încăpător și această cotieră pe care la orice oră aș fi făcut-o tot Piano Black să meargă cu întreg bordul ăsta care, uitați-vă, fraților, cât de sexy este cu alb și Piano Black. Au dat cu muci în fasole cu lemnul ăsta aici, au stricat toată șmecheria. În altă ordine de idei, Jonuțule, o cotieră extrem de permisivă și de încăpătoare. Acolo avem clasicul încărcător wireless, Jonuțule, iar aici avem suporturile de suc, cardul de la dronă pentru că am filmat și cu drona, Jonuțule, și cam asta este căruța noastră superbă. Să nu uităm de zona de comandă a trapei, care este o trapă, nu este o panoramă, nu avem senzorul din păcate, însă avem varianta de slide. Aici este și boxa pentru că sistemul Burmeister este cel vârf de gamă și se aude impecabil, fraților. În materie de plafon v-am spus că avem o trapă care se și deschide, însă marele avantaj este faptul că are bucățica de sticlă și în spate, care chiar dacă este fixă, îți oferă o iluminare foarte mișto și pentru locurile din spate, o să vedeți în momentul în care ne vom plimba și vom sta în spate. Hai la turică! Obiectiv vorbind, fraților, acest E-Class este aproape la nivel de S-Class. Dacă aș închide un pic ochii în ceea ce privește spațiul la picioare, deși, după cum vedeți, cu Edi la volan nu am mari probleme, pot să stau bine, într-adevăr nu mă lăfăi și ce nu am în spate și trebuie menționat față de anumite S-uri, pentru că nu toate S-urile au asta, nu am scaunele individuale, însă confortul și felul în care plutește pe stradă E-Class-ul ăsta nou mă duce foarte mult cu gândul spre S. Mi se pare un mare plus valoare pentru E, un downgrade care poate să tragă un pic S-ul
în jos. De ce? Pentru că omul o să zică: de ce să dau banii pe S când pot să-mi iau un S și să mă simt la fel de bine în el? Evident, man, că nu te simți chiar la fel de bine în el, fraților, dar văzând că și bordul ăsta nou este extrem de șmecher, scaunele din față despre care am vorbit și care au un confort senzațional, mare, mare like pentru E-Class-ul ăsta și mare like pentru E-Class, pentru că deși nu este o mașină de CEO, ea nu este la bază făcută ca fiind limuzina reprezentativă, în multe țări europene occidentale ea este folosită ca limuzină. Când nu ești la rangul ăla cel mai înalt, Johnuțule, nu primești de la firmă un S-Class cu șofer, primești un E-Class cu șofer, dar credeți-mă, confortul este senzațional. Într-adevăr, mi se pare un pic lame-iș faza cu perdeluțele astea manuale, având în vedere că vorbim de un E-Class full option, fraților, dar am atât de multe laude pentru E-Class-ul ăsta încât n-am ce să-i zic. Deci fiți atenți. În momentul în care apeși o singură dată aici, ai suport de telefon, da? Și ce crezi? Suport de telefon pentru ambele părți, cu un cauciucuț mic care ți-l ține bine, nici să nu cadă de aici, da? În altă ordine de idei, dacă îl gâdi-l cum trebuie aici, pac, se deschide și ai suportul de suc, Johnuțule. Cute mașina, chiar acum o să iau camera de la Cori din mână să vă arăt și partea de climatronic din spate, plusuri și minusuri, pentru că despre asta vorbim astăzi, E-Class 400 Electric 2024. Partea de climatronic din spate arată foarte frumos, după cum puteți vedea, fraților. Piano black-ul la locul lui, metalul ăsta extrem de sexy la locul lui, ce este de blamat pentru Mercedes este acest plastic care, uitați-vă cât de urât vine lângă pielea napa, fraților. Am napa aici, am cusătură cea mai șmecheră și mă lovesc de plasticonțul ăsta care putea fi foarte lejer îmbrăcat în piele. Nu înțeleg despre ce este vorba. Cam așa arată spațiul la picioare cu Eddy la volan, care nu conduce tocmai înghesuit în volan, dar nici cel mai relaxat. Iar iarăși un thumbs up pentru Mercedes despre care am vorbit deja. Sunt aceste buzunărașe de acte care nu mai sunt din plasa aia ieftină, ci din ceva piele. După cum vedeți, nu au întăritură ca să poți băga și chestii de genul sticle sau lucruri mai voluminoase. Ia vezi, Jonuțule, avem dronă de la navigație și în cadrele următoare avem dronă și de la natură. Cât de mișto se vede asta. Fraților, v-am promis că revenim cu un cadru frumos așa de seara, ca să vedeți cam cum se prezintă ambientalul de la acest E400E. Axis, ai rupt norma, mi s-a părut cea mai, nu știu, business călătorie de până acum din viața mea. Am mers cu toate S-urile noi, frații mei, dar nu se compară cu niciun S acest bord. Am luat-o pe podul ăsta nou, de-aia am dat rec ca să vi-l arătăm și pe ăsta, uite așa frumos, la intrarea în Bucarest. Hai bă că ne emancipăm și noi, bă, și pe căruțe și pe poduri. Ce ai, mă? Eu mi-am făcut navigation-ul glob, așa cum știți că îmi place mie, acolo Waze-ul, wireless, tot ce vrei. N-aveți cum să spuneți că nu este navă spațială din punct de vedere ambiental această mașină, fraților. Mai mult de atât, uitați-vă cât de mișto luminează și tweeterele de la cap, da? Din comanda de trapă, ca să înțelegeți despre ce este vorba. Nu știu, e efectiv, zici că ești cu nava spațială pe șosea, uitați-vă cum arată. Și nu uitați că nu suntem electrici, suntem hibrizi, da? Cu un micuț 3000 benzină de 381 de căluți, nebuni. Bravo, E-Class, big like, abia aștept să văd S-ul, așa. La ceas de seară, frații mei, vă lăsăm cu aceste imagini superbe din acest E400 electric, nu înainte de a încheia vlogul din fața mașinii pentru a vă arăta cum își închipuie că arată o grilă luminată Mercedes. Una dintre primele grile luminate de la Mercedes, fraților. Am oprit farurile, fraților, ca să avem numai pozițiile și vă arătăm cum arată LED-ul perimetral care încercuiește toată grila mașinii. Trebuie să recunosc că m-ar fi interesat parcă ceva și pe aici sau, nu știu, în spatele stemei. Mi se pare un pic incomplete iluminarea. Și o chestie interesantă, ia vino cu acolo, ia vino cu acolo. Se vede oare din unghiul ăsta cu care filmezi tu acum? Da, se vede, fiți atenți, dacă vă uitați bine, în momentul în care venim spre ea, dacă îți ridici privirea, vezi că nu se mai vede LED-ul de sus? Vezi? Deci ăsta nu se mai vede. Cred că trebuia scos un pic mai în afară, nu lăsat în efectul de scafă. Una peste alta, însă, mașina asta ne-a cucerit total. Prin confort, prin cum se așează la drum, fraților, și cum te simți în momentul în care stai în ea, exact ca una dintre cele mai scumpe limuzine de la Mercedes. Și anume S-Class. Eddy fuge iarăși pe aici, ca de obicei, Johnuțule. Iar noi vă dorim să aveți o săptămână bună. Până una alta, nu uitați la subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți coțopelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și cea mai nebună energie, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul Guriței. Brașov și Constanța au fost senzaționale, fraților. Nu uitați, dați follow pe Instagram Corileve, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit on Facebook și de asemenea nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână, și o lună, și o vară, și o primăvară mirobolante. Nota que luto.